Ați decis și în această seară să mai depănăm o filă de apicultură. Bună seara, Gelu, Gabrieluta, Ioan Onet, Gheorghe Vasile, Fiorin Hațegan, Tâmplărie Craiova, Nicolae Droc, Cosmin, Pentec, te salut! Chirilă Florin, Vasile, Robert, dragii mei, vă salut pe toți! Tibi, te salut! Lucian Jitaru, Petru, Podina, Valeriu Brașoveanu, bună seara tuturor! Florin, Cătălin Manea, Robert, Vasile, Răzvan, Albina Lucrătoare, Mihai, Bulat, Cristian, Florin M, Iosif, Viorel, Cristian, Neaga, Bulet, Mania Stelian, salut Lucian din Livada, Rate, salut Eugenia Arnatu, bună seara, bun live-ul de aseară, îți mulțumesc Eugen, Viața la Țară, te salut Dan Octavian, te salut Cristian, Iosif și Ștefan Rus. Bine ați revenit împreună cu bărbosul vostru, Mihai Dumitrescu, Dănuț, Mihaela, David. Da. Mulțumesc pentru like-urile de aseară. A atins, multe. Da. Măi, se pare că vă plac live-urile cu mine. Mai puțin filmulețele. Aneta, Gardoș, te salut. Da, deci mai puțin filmulețele, mai mult live-urile. O să urmează și, o să urmeze și filmulețe top. O să urmeze multe lucruri de acum încolo. Florin, te salut. Aurel. Da. Cum sunteți, dragii mei? Frig noaptea. Minus 6 grade azi noapte. Ziua se ridică la 5-6 grade. Dănuț, Lucian, și că bărbosul nostru preferat, Daniel Morariu, Cătălin. Cristian Brad, Ioan, știi să abordez subiecte interesante, felicitări. Ioan, nu pe mine trebuie să mă felicitați, ci pe voi cei care aveți acest dreptul pe acest canal ca să intrați și să decideți subiectele. Iar eu mă supun voinței voastre. Așa că subiectele acestei săptămâni nu au fost alese de mine, Ioan, ci au fost alese de colegii noștri de pe canalul Apicultura de la Vest la Est. Mulțumesc celor care s-au abonat într-un număr atât de frumos. Stimă și respect. Mulțumesc membrilor care încă mă mai suportă după 6 luni, unii după câteva luni mai puține, dar celor care de 6 luni mă suportă, le mulțumesc mult. Freedom, bună seara, oameni buni, Tâmplărie Craiova, Ionel Urzicianu și Sorin Andrei. Salut, Sandele, tata, sper că ești bine. Sper că albinuțele din Moldova au zburat. Ciprian, te salut. Minus 9 grade a fost la Năsăud, la noi a fost minus 6 grade. Frig. Salutare, Lucian, și un like bine meritat din partea lui Petru Sudor din Timișoara. Domnul Petru, sper că de curând să ne vedem. Stoica Alin, mulțumesc frumos pentru că timp de 6 luni m-ai suportat. Acum, tu știi cât mai ai de gând să mă suporți. Bun, dragii mei, mai încheiem o lună. Suntem pe punctul de a încheia prima lună anului 2024. Bună seara, Aurel Popa, vedem noi. Petrișor Stan, am pierdut live-ul de aseară. Petrișor, îmi pare rău. Marius Crăciun, te salut. Lapo, spune că minus 12 la Vâlcea. Lapo,
când la Vâlcea sunt de la minus 10 grade în jos, să ții minte că acolo se face miere de salcâm. Ți-o spune un bărbos. Da. Dar cum ne suporți tu, eu vă suport cu toată inima mea. Marius, te salut. Freedom, Sud Moldova. Pe această cale urmăream puțin setările și tot ce se întâmplă pe canal. Vreau să le mulțumesc celor din Republica Moldova, care lună de lună încep să fie tot mai mulți care mă urmăresc. Sper să fie spre folos și spre binecuvântare, nu spre blestem. Mulțumesc celor din Italia, Spania, Anglia, Statele Unite și chiar și celor din Asia. Mai am și pe acolo câțiva prieteni și America de Sud care mă urmăresc. Chiar m-au sunat din diferite țări ale lumii că ar dori ca toate live-urile să le pun traductor, adică să le poată traduce, pentru că își doresc astfel de materiale în mediul online și vă dați seama, cred că una dintre chestiile, da, care ce se vor întâmpla, vor fi, da, voi da accesul unei firme specializate să titreze, da, în limba engleză, în limba franceză și în limba spaniolă, da, să titreze materialul meu de pe canalul Apicultura de la Vest la Est, da. Clar că îmi cer bani pentru chestia asta, nu face nimeni gratis, dar eu cred că se merită. Iar celor din România am să le spun că vă mulțumesc pentru că susțineți canalul. Da, adică membrilor, pentru că ei l-au susținut. Vă repet, dacă membrii nu ar fi fost, eu nu aș mai fi fost în fața dumneavoastră. Bună seara, Lucian, mulțumim de cursurile online, de care nici la cursurile de apicultură organizate nu avem parte. Vă mulțumesc din suflet, Bogdan Caseriu. Îți mulțumesc că ai venit și în această seară, Dan Armeanu. Da. Îi cunosc pe acești oameni, nu doar că sunt membri, dar și cunosc. Viorel Filip, te salut, Amos. Dragii mei, în această seară, domnul Marcel cu sucul de mere. Deci, pe acest domn, de câte ori îl văd, îl asociez cu un suc de miere, de mere, top, vă spun sincer. De câte ori îi văd numele, mi-aduc aminte că am băut de la dânsul un suc de mere top. Și toți care aveți vreodată onoarea să cumpărați de la dânsul suc de mere, eu vi-l recomand. Producător român, coleg de-al nostru, apicultor român, care are suc de mere. Legea Cucu, te salut și pe tine. Mai, în seara aceasta, Marin Boda, te salut. Va fi o chestie ciudată, pentru că în seara aceasta mă provoca să vorbesc despre lucruri ciudate. Da. Pentru că, vedeți, tratamentele astea. Da. Valentina Avram, te salut, Ioan. Hai să mai așteptăm 15 minute ca să mai vină oamenii. Să nu piardă informația. Da. Bună seara, domnul Bela. Da. Subiectul din această seară mă duce într-o chestie, adică mă scoate din zona de confort. Și când ieși, da, când ieși din forma asta de confort și din zona de confort, da, trebuie să ai una să mânecă. Acum o vedea în seara asta câți am.
din punctul meu de vedere, după selectarea materialului genetic, care este 50% din valoarea coloniilor, celălalt 50% reprezintă tratamentele și ținerea lor sau ținerea păduchilor sub control. Dacă reușești să faci chestiile astea, da, să alegi un material genetic top și să menții stupii sub control, ești top. Mă scuzați un minut că nu știu ce am pe gând, mă duc să beau niște apă. Revin. Am revenit cu apa. Bun. Mă duc să aduc două chestii. Ștefan Rus, vă rog mult în seara asta, haideți toți măcar cu apreciere din partea noastră. Dragii mei, încep cu chestia asta în seara asta. Cine știe ce am în mână? Hai să vedem. Membrii, vă rog frumos să vă abțineți. Ăsta înseamnă voi de la victorie. Da. Ce fac căprițele? Căprițele sunt bine. A trebuit să scot țapul dintre căprițe. L-am izolat pe trântoraș de la oraș. L-am izolat în altă parte pentru că începuse să fie agresiv. Și căprițele sunt pe punctul de a făta, așa că trântoraș, așa cum în colonie, este expulzat. Da. Benzi de acid oxalic. Uitați-vă ce am în mână. Ia uitați. Ăsta este semnul de la victorie. Romica Borza, te salut. Bandă dublă adezivă. Nu, dragii mei. Membri știu ce e. Pentru că în următoarea perioadă voi prezenta un curs, să spun așa, sau nici nu pot să-l numesc curs, un live despre cum să poți să-ți faci tratamentele. Din păcate, nu sunt bez de lemn, uite. Da? Uite. Nu sunt benzi de lemn. Uitați ce sunt. Ia uitați. A. Astea sunt. Astea sunt. Două benzi. Două benzi fără nimic. Priviți aceste chestii. Deci, în scurt timp, în momentul în care membrii reușesc să-și aprovizioneze soluțiile care le-am cerut și tot ce le-am cerut,
Da. O să încep să învăț puțin cum să-și facă propriile medicamente. Și acum foarte mulți dintre voi o să întrebați de ce. Și o să vă spun de ce. Pentru că în ultima perioadă cea mai mare problemă pe care noi o avem este că noi nu mai știm dacă tratamentele pe care le folosim sunt bune sau nu sunt bune. Nu am nimic cu nimeni. Nici nu mă interesează. Îmi aduc aminte acum 4 ani de un coleg. Cumpărase niște medicamente. Și eu am mers la el în vizită. Și ce credeți că făcea? Pe acele medicamente pe care el le desigila, văd că scoate o pipetă și începe să pună picuri de anumite soluții pe ele. Și pentru mine a fost o reacție așa, ce faci bre, că astea-s făcute? Și la care el îmi zice, sunt făcute de alții, dar nu de mine. Și așa m-a lăsat. Eu am rămas prost, el s-a uitat la mine și am plecat de la el cu vorba asta că le-ați făcute de alții, nu de el. Și a zis, Doamne, dar ce se întâmplă? Să constat că ar avea dreptate. Da. M-a apucat, a început să răsfoiesc, să văd ce se întâmplă. Și mă uitam în stânga, mă uitam în dreapta, stup slabi, stup cu probleme, stup tratați, supratratați, și cu, și nu mai scăpa oamenii. Mi-aduc aminte de o convorbire pe care am avut-o astăzi cu un domn, mi-a spus că i-a tratat de 11 ori în toamnă. Da, zâmbesc de carton. E mult sau e puțin? De 11 ori. Și ce nu mai terminam cu ei? Da, vedeți? Acolo se ajunge când folosești ceea ce îți dau alții. Paul Mihai. Și acum, eu nu vreau ca să vă vorbesc despre păduchii. Că ei știm toți cum arată. Nici despre ea din gât, nici despre braulă, nici despre varoa. Nu vreau să vorbesc. Ce vreau să vorbesc în seara aceasta, cum să-i putem ține în frâu, cât de cât. Da. Și pentru mulți dintre voi care nu sunteți membri, pe ciclicitate este un grafic făcut cu gradul de infestare în funcție de luni. De-aia vă spun că trebuie să ies puțin din zona de confort, că trebuie să mă leg de acea ciclicitate vrând nevrând. Și nu știu cum să o fac, având în vedere că am dat-o doar membrilor. O să vă explic puțin așa subțint, ca să vă dați seama ce înseamnă. Această ciclicitate este împărțită în 4 zone, fiecare cu riscul ei. Dar cele 4 zone în diagonală sunt despărțite de o linie care se numește linia morții. Iar această linie a morții este dată fix de gradul de infestare cu varoa, mai mult sau mai puțin, în conformitate cu lunile respective. Și acum, că nu știu în ce grad vă interesează sau nu vă interesează această infestare, da, o să încep cu sfârșitul unui lucru care este mai frumos. Da. Pentru că începutul lui îl are tot în sfârșit. Adică, dacă tu la sfârșitul sezonului nu ai reușit să nu ai varoa sau cel puțin să o poți elimina în mare parte, la început
tot așa vei fi și să nu crezi că vei termina mai bine de cum începi. Din cauza aceasta, sunt anumite chestii înainte de a folosi chestiile astea pe care trebuie să le știi despre albine. Trebuie să cunoști perioada când ele se infestează cel mai mult. Trebuie să cunoști perioada în care imunitatea este cea mai scăzută și trebuie să înțelegi cum poți să previi tot sezonul apicol chestia asta. Acum am o întrebare pentru voi. Câți dintre voi m-ați urmărit în lunile mai, iunie, iulie, august? Adică mă refer în sezonul activ. Aprilie, mai, iunie, iulie, august. Bună seara tuturor! Vreau să spuneți dintre voi câți m-ați urmărit în videouri. Câți? Aș fi curios să văd chestia asta. Ca să văd de unde plec. Nu vreau să pun un sondaj, că nu mă interesează. Da. Vreau să scrieți acolo. Uite, Tibi spune că el da. Scrieți lunile. Eu, aprilie, septembrie, iulie și așa mai departe. Ca să vă explic niște chestii. Spuneți-mi lunile de când ați început. Că după care urmează o întrebare. Îi rog pe membrii din nou să se abțină. Da. Octombrie, decembrie, iulie, Marea Stelian, te rog frumos, abține-te pe toate de la început. Eu da toate, da, din vară. Eu am ajuns la extracția de salcâm. Din martie până azi, Neaga Vlad, membrii, vă rog frumos, abțineți-vă. Eu da, te urmăresc, nici nu știm de tine, nu știam de tine prin octombrie, decembrie, de când ai fost cu Costin. Din păcate te-am descoperit prin august. Octombrie, bună, Arina. În toate lunile de vară, eu te urmăresc de când ai apărut. Bun, ați scris destul de mulți. Câți dintre voi ați văzut în filme că eu tratez tot timpul? Hai să văd. Spuneți-mi. Câți dintre voi ați observat că eu tratez tot timpul? Câți? Hai să vă văd. Membrii să se abțină. Câți? Robert, nu. Și eu v-am arătat că tratez. Cu sticluța, nu. No. Până în mai, eu nu am văzut niciun videoclip în care fac tratamente. Ba da, eu fac tratamente. Vedeți? Deci eu fac tratamente, dragii mei. Vezi, chestii de genul ăsta se discută pe apicultura de la vest la est, pe WhatsApp. Da, eu tot sezonul activ tratez. Și acum, mulți dintre voi o să spuneți de ce. Bună seara, domnul Alexandru Sârbu. Pentru că de la capul locului trebuie să știți un lucru. Nu, aia este deja imunitatea de vară. Nu. Deci cu seringa este deja imunitatea de vară. Este altceva. Nu, dragii mei. Alea sunt imunitatea scurtă. Cu imunitatea de vară sunt altceva. Altceva. Nu. Eu din aprilie tratez continuu. Da. Eu din aprilie tratez continuu. Adică eu țin în frâu varoa.
Țineți bine minte lucrul ăsta. Bună seara, Cristian. Varoa asta, indiferent de natura ei, mulțumesc, Dan Raul, varoa asta trebuie prevenită. Da, prevenția. Da, prevenția este cel mai important lucru. Și atunci, am un nas în mânecă aici băgat, pe care l-am învățat și eu de la alții, cum să tratez stupii. Tu te uiți la mine și au fost colegi la mine care mă întrebau, și tu cu ce tratezi de varoa? Păi eu și acum i-am tratat. Se uita așa halucinat la mine și zicea, cum așa? Cum? Nu, benzile le-ai văzut, mare în Buddha, pe roi. Sunt aceste benzi făcute de mine. O să discutăm și despre ele. Înțelegeți? Deci asta este realitatea. Eu tot sezonul v-am arătat. Bună seara, Vasile. Da. Nu tratez tot timpul. Ba, tratez tot timpul. Ionel, Ionel. La tei. Nu. Și la rapiță. Și la sarcâm. Tot sezonul tratez. Da. Deci tot sezonul tratez. Maria, te salut. Da. Și acum, haideți să vedem ce e de făcut. Toți știm că trebuie să tratăm. Dar acum, pentru ce tratăm sau ce tratăm? Vreau să definesc puțin aceste tratamente. Știți destul de bine că ele se împart în mai multe categorii. Sunt cele de contact, da? Care în momentul în care le-ai dat, s-a dus, se pot da fie prin fumigație, fie prin stimulare. Da. Și acum mulți o să sară în aer și o să zică, spune-ne un medicament care se poate da prin stimulare. Păi, dragii mei, vă dau un exemplu, clartanul. Clartanul îl poți băga. Da, îl poți introduce în sirop. Și atâta tot. Și după ce le-ai băgat în sirop, ai și tratat. Da. Asta e. Acum mai sunt celelalte tratamente mai puțin convenționale sau neortodoxe, le spun eu. În sensul că nu prea crede lumea în ele. Da. Cele cu uleiuri esențiale. Prea puțin în mediul online se vorbește despre chestia asta, da. Se vorbește foarte mult despre fluvalinat, flumetril, amitraz și așa mai departe. Tau fluvalinat și așa mai departe, dar nimeni nu a prea văzut să pună accentul pe uleiuri esențiale. Deși sunt medicamente ca Pilaifuvar, este un medicament pe care l-am luat, îl pot arăta. Acum când am fost la Teva, eram curios să văd ce medicamente bio se găsesc pe piață. Da. Și cumpărasem și unul. Un singur plic am cumpărat. Și m-a pleznit râsul când am văzut. Da. M-a pleznit râsul când am văzut ce conține, având în vedere că cei care l-au produs nu au știut că și uleiurile astea esențiale sunt de mai multe feluri. Doar unele sunt pentru paraziți, altele sunt pentru ameliorare. Doar unele dau jos acarienii, celelalte doar miroasă și mai mult de atât uneori fac chiar mai rău.
pentru că ele intră în reacție unul cu celălalt. Da, ce era să le fac? Ce era să le fac? Eu am cumpărat, m-am uitat și ce este surprinzător. Vi-l arăt. Stați așa că vi-l arăt. Cu siguranță îl cunoașteți. Uitați, l-am luat. Fiți atenți aici. Spune care ulei esențial de cimbrișor, ulei esențial de pelin, ulei esențial de coriandru. Și vă spun un lucru. Uleiul esențial de coriandru este în cantitatea cea mai mare. Dar s-a plecat cineva să studieze coriandru ăsta pentru ce? Adică 80 de miligrame. Iar uleiul de mentă și uleiul de cimbrișor la oaltă nu fac cât uleiul de coriandru. Ați înțeles? Și un om care se apucă acum și intră pe Google, un om normal, și ia și studiază puțin uleiul esențial de mentă, care e numai 20 de miligrame, uleiul esențial de pelin, care este 30, uleiul esențial de cimbrișor și uleiul esențial de coriandru. Și o să-ți dea seama că acest medicament, unii le iau pe încredere că e top și nu e ieftin, dragii mei. Uitați prețul pe el, 25 de lei. Da? Nu știu cum să-l pun. Și nu e ieftin, nu e eficient. Și acum dacă îl întrebați pe bărbosul de ce, bărbosul o să vă spună. Pentru că substanța activă care trebuia să fie din cimbrișor, din mentă și din pelin, nu din coriandru. Da. Astea toate trei la un loc care trebuia să fie potente ca să poată să dea jos paraziții de pe albine, sunt în gramațiile cele mai infime. Iar ceea ce ameliorează aceste uleiuri esențiale este în cantitatea cea mai mare. Păi atunci noi pentru ce dăm acest medicament? Ca să ce? Și acum am să vă spun de ce v-am dat acest exemplu. Am să vă spun de ce. Marea majoritate a tratamentelor pe care noi le folosim datorită reglementărilor UE, țineți bine minte ce vă spun ora actuală, au foarte mulți ameliorători. Să-mi dați voie să mă exprim așa. Sau fel și fel de substanțe care neutralizează. Țineți bine minte, neutralizează substanța activă încât tratamentele nu mai sunt eficiente. E adevărat că noi ne aplecăm împotriva varoa că s-a imunizat. Vă spun un studiu real. Un studiu real. O sticluță expirată de 10 ani de varachetă. Ascultați pe bărbosul ce vă spune. O sticluță expirată de varachetă. Un coleg a riscat 20 de colonii și a cumpărat alt varachet fabricat acum, după noile reglementări. Și vă spun un lucru. A dat jumătate din sticluță la stupi care nu i-a tratat deloc cu noile loturi. Da. Și a dat cu ăla vechi. Da, a dat cu ăla vechi. Dragii mei, unde a dat cu ăla vechi? A radiat tot. Unde a dat cu ăla nou? Nu m-a periat. Și vă spun ce a continuat. Acum s-a dus și a dat cu ăla nou. Unde a dat cu ăla vechi? N-a mai picat niciunul. Băgați la cap ce vă spun. A luat la vechi cealaltă jumătate de sticluță și a dat lea cu care a dat la lea noi. Și ce credeți? A fost top. Țineți bine minte treaba asta. Asta este realitatea. Nu filozofia asta, vedeți, că varoa
se imunizează și varoa devine din varoă balaur. Nu, dragii mei? Și atunci un apicultor deștept își dă seama că eficiența celor din comerț nu mai e cum trebuie. Și știți ce face? Păi, ăsta este un as pe care vi-l scot, uite așa, de mânecă și vi-l dau vouă. Se pune și mai adaugă el substanța activă. Da? Asta e realitatea. Ori dublezi sau triplezi cantitatea care este pe prospect, ori o dai degeaba. Da. Și unii, ca să facă chestia asta, știți ce fac? Fac tratamente din 4 în 4 zile, 6 tratamente. E același lucru. Pentru că depunerea de substanță activă este aceeași. Făcând-o succesiv, nu acumulează decât mai multă substanță activă pe ceară. Și atunci ele devin eficiente. Dar acum te întreb, dragul meu coleg, de ce să nu cumperi tu substanța activă și să-ți faci tu medicamentele? Da, te duci la o farmacie veterinară și ceri substanțe. Pur și simplu ceri substanțe și o să-ți dea substanțe. Pur și simplu. La târgul apicultorului, unul dintre vânzătorii de oxistrip era revoltat că oxistripul a ieșit de la bio. Și eu îl întreb, da, știi de ce a ieșit de la bio? Și că nu știu, că doar este acid oxalic. Zic, da, dar știi cu ce a ameliorat? Și l-a rămas așa un pic. Zice că cu nimic. Ba da, spun eu. Îți spun eu cu ce. Cu glicerina. Și glicerina în agricultura ecologică este ca și parafina. N-au ce căuta. Și atunci el s-a luminat și a zis, și am spus, dacă producătorul nu a făcut diferență între acid oxalic și altceva, și la care mă întreabă el pe mine și vă scot al doilea as din mânecă și ceara de albine. Acid oxalic cu ceară de albine. S-a uitat la mine și zice, da, nu cred că i-a trecut nimănui prin cap. Da. Și acum, cei care a studiat ceea ce eu vă spun, e top. Iar în acea ceară, tu poți să mai adaugi și alte chestii. Sau nu mă credeți? Pe aceste benzi, tu poți să adaugi, dacă știi ce să adaugi, fix ce trebuie. Și nimeni nu te poate judeca. Sau tu nu vei mai putea să spui că nu sunt eficiente. Iar uitați-vă la mine. Aceste benzi le găsiți la Bizblaș. Foarte simplu. Sunt niște benzi simple, ieftine. Sunt 30 de lei. Pe mine m-a costat acest medicament 25 de lei. Iar 100 de benzi m-a costat 30 de lei. Deci tratamentul la 50 de stupi, da, pe mine mă costă undeva la 100 de lei. Dacă eu cumpăram încă 4 de astea, la câți stupi mi-ajungeau, știți la câți? Nici măcar la jumătate. Nici măcar la jumătate din cei 50
la 20 de stupi și nu știu dacă sunt eficiente. Și acum, dragii mei, hai să vă luminez puțin. Să dăm cărțile pe față. Dacă ați observat, sunt unii care au niște borcane. Da. Sunt unii care au niște borcane. Dacă ați văzut, și au niște benze muiate și le au și le pun deasupra. Voi ce credeți că au acolo? Și acum vă las ca mintea să vă zboare în toate direcțiile. Da. Păi vă spun eu ce au acolo. Fel și fel de soluții. Da. De ce? Omul a constatat că tratamentul cumpărat nu mai e bun. Nu sunt singurul care spun chestia asta. Și acolo tu, îți repet, poți să pui cât vrei tu. Cât vrei. Sunt foarte mulți colegi care sunt la bio și se vaită că nu sunt tratamente eficiente. Ba da, sunt tratamente eficiente. Foarte multe. Sunt. Dar dacă nu le știi folosi, uite, acid oxalic. Acid oxalic, da, fie lichid, fie praf. Știați că acidul oxalic praf este foarte bun? Știați lucrul ăsta? Păi îți spun eu, Albina lucrătoare, te duci la o farmacie veterinară și comanzi substanțele din medicamente, dacă ești la convențional. Dacă ești la bio, comanzi undeva la 12-15 uleiuri esențiale, un acid oxalic și praf și lichid plus ceară de albine și înveți să-ți faci medicamentele. Ce-i așa de greu? Dar trebuie să studiezi un pic. Bărbosul pentru 100 de lei le dă. Dar voi nu trebuie să plătiți. Voi vă puneți mâna și studiați. Nu trebuie să veniți să vă faceți membri pentru 100 de lei. Nu. Puneți mâna, studiați, analizați, împărțiți uleiurile esențiale în ameliorători și uleiuri esențiale de contact, dar v-am mai scot un as din mânecă. Toate să fie de uz intern. Da. Cine s-a prins, s-a prins. Cine nu s-a prins, a trecut acceleratul. Și te apuci și faci benzi. Și acum, la început, nu pui pe tăstupii. Că s-ar putea să-i scoți afară, s-ar putea să-ți omor măcile, s-ar putea să irite, să-ți pleci din ladă. Prima dată faci pe un eșantion de 5 și pui și tu acolo, după cum te duce capul. Și dacă vezi că e prea mult, mai reduci. Dacă vrei că e prea puțin, mai pui. Și într-un sezon activ, o să ajungi și tu la o rețetă. Așa se fac chestiile astea. Da, mai era unul care scria un mesaj că noi, apicultorii, nu facem cercetare. Noi, nu știu cum s-o exprimat ăla, că noi doar facem nu știu ce. Mi se pare și numai normal să creadă cineva că nu mai facem cercetare. Când apicultorii top au ajuns să-și facă singur medicamentele, asta ce e? Da, pentru că nu mai ai încredere. Nu ai cum să mai ai încredere. Unele vin chiar expirate. Sau voi nu știți chestia asta. Și când ajung în România, editează o altă dată de... Da. Editează o altă dată pe ea. Și caputi. Bună seara, Irina Iacov. Și s-a expirat. Și acum. Exact, Claudia Păun. Noi facem doar studiu.
Noi nu facem cercetare. Da. Asta este nivelul. Deci, dragii mei, în ciclicitate, și aici a membrilor, deschideți urechile că voi știți despre ce vorbesc. În prima perioadă a ciclicității, care știți ce înseamnă chestia asta, punem tratamente ușoare. Și acum vă știți care sunt. Da, avem acel tratament continuu, plus o să vă învăț două chestii de tratamente. Tratamentul ușor o să te ajute să-ți ții varoa în control și să iei pulsul coloniei. După care va veni artileria. Da. După ce ai făcut aceste chestii de control și după ce ai pus aceste mai slăbuțe, vin tratamentele mai puternice. Și în combinarea tratamentelor puternice de varoa, să țineți bine minte un lucru, dacă constați că ești infestat, da, cu ajutorul acestei benzi, uitați-vă bine la mine ce vă arăt, tu poți să schimbi tratamentul fără să schimbi banda. Da? Deci tu poți să faci doi sau trei tipuri de tratamente pe o singură bandă. La 5 zile impregnezi altă soluție pe ea. La 5 zile impregnezi altă soluție pe ea. Și la revedere. Și așa faci ceea ce în comerț nimeni nu a reușit să facă. Da. Tu poți să faci chestia asta. Și v-am mai spus un lucru. Benzile se pun pe spetezele de lemn, nu printre rame. Da. Cei care nu știu chestia asta, să o învețe, este cea mai mare prostie să bagi o bandă, indiferent că este cu oxalic, cu ulei esențial, cu amitraslu valinat, să o bagi pe lângă puiet în jos. Dragii mei, praful vi le face albinele. Praf. Tot puietul, tot ce este sub bandă, stânga, dreapta, rade tot. De ce? Pentru că e bun tratamentul? Nu, dragii mei. Pentru că n-au nimic de a face una cu alta cu albinele. Chiar dacă noi am vrea să credem chestia asta. Mai mult de atât. Mai sunt acei colegi foarte deștepți care în tot sezonul activ țin benzi pe stup. Dragii mei, vă rog mult, opriți-vă cu aceste tâmpenii, pentru că dați miere cu prostii la clienți, să nu mă exprim altcumva. V-am mai explicat niște lucruri. Acid oxalic pentru cei care au astm, pentru cei care au alergii, este echivalentul la moarte. Da? Și dacă nu credeți, studiați să vedeți. Și voi vă permiteți luxul ăsta să țineți pe miere acid oxalic. Și acum vine unul de peste mări și de peste țări. Da? De peste mări și de peste țări și ne spune că acid oxalic nu schimbă pH-ul cerii. Perfect. Dar al mierii, pentru că până la urmă unul consumă ceara sau poate dă și omului ceara, dar gândește-te că acele particule care se împrăștie, ele intră în celule sau n-ai știu chestia asta. Acum, că se dă și cu o travă, cum spune colegul meu. Asta e, dar măcar nu da pe miere. Și după să vinzi mierea. Nu, dragul meu. Acea miere, să ții bine minte chestia asta, nici măcar la albine nu este bună. Nici măcar la albine nu este bună să o mai dai. Și acum, la mulți o să vă dea cu minus chestia asta. Și vă spun de ce.
Pentru că dacă ceva din fenotip influențează sau modifică genotipul albine, este hrana. Da. Asta e realitatea. Pe toate site-urile scrie că se pot ține pe sezonul activ, ei ne dezinformează. Nu cred că ei îți recomandă să ții tu benzile pe stupii plini cu miere. Nu cred. Nu cred că vreun producător de benzi își asumă chestia asta. Ți-o garantez eu, Marius. Sezon activ înseamnă altceva. Da? Niciun producător, oriunde te duce, nu ți va spune dacă produci miere, pune benzi. Nu. Nimeni. Eu am impresia că în lumea apicolă românească și nu numai, este o dezinformare atât de puternică, da, încât pur și simplu, dacă vă spune unul că apicultura a intrat în faliment din cauza că ANAF-ul a făcut nu știu ce, toți bine vă duceți acolo și vă uitați de zici că ce știu ce avioane. Și dacă vine unul și vă arată realitatea că apicultura este mai top ca niciodată pentru că ANAF-ul n-are nicio treabă cu noi, na, nu vă mai interesează. Marius Crăciun, sezonul activ este altceva comparativ cu sezonul de producere. Ține minte treaba asta. Și cum nu iasă în analiza mea, păi iasă albina lucrătoare. Aici e diferența. Iasă. Dacă n-ați știut. Da. Nu scapă nimeni. Stați cu minții. Și dacă nu mă credeți, studiați fenomenul. Acid oxalic sublimat, dragul meu, Levente. Acid oxalic sublimat se face la anumite temperaturi. Ține bine minte treaba asta. Ei, dacă știi temperaturile până la care poți să-l faci, ești top. Dacă îl faci peste acele temperaturi, nu are nicio valabilitate, adică nu își face niciun efect. Da? Și acum, du-te și informează-te și vezi până la ce temperatură ai voie să faci sublimarea. Da? Eu n-o practic. Sincer spun, n-o practic. Și nici nu vreau să o practic pentru că este foarte toxică pentru mine ca om. Nimeni nu spune să ai tratamente în timpul culesului. Nu tratez cu magazia pe ei. Și benzile se folosesc numai la anumite temperaturi. Exact, Levente. Dar îți spun un lucru. Benzile le poți face să le folosești când vrei. Le faci tu. Și acum îți dau un detaliu. Hai să-ți dau o chestie. Tratamentele pe care le fac eu cel puțin și care ar trebui făcute de fiecare în parte din voi. În perioada care este mai caldă, tu poți să las tupi să nu se evapore. Din cauza asta se spune să nu le faci, da? Să nu le dai pe căldură. Și acum ți-am vorbit de ceara de albine, da? Tu poți pune în ceară acele medicamente. Și ele se degajă în funcție de cum rod albinele. Nu se degajă în funcție de căldură. Ți-a mai scos un nas din mânecă. Te apreciez foarte mult și știi foarte multe lucruri pentru poate voi avea ocazia să învăț mai mult la tine.
Tratamentul este unul biologic care poate fi folosit oricând, chiar și în perioada de recoltare a mierii, fără a lăsa reziduri în produsele apicole din stup. Dragul meu Marius, am o rugăminte la tine. Fă un tratament cu acid oxalic, după care gustă mierea din stup. Și o să te mai întreb o dată și o să vezi că te neci. Ține minte chestia asta. Ține minte. Pune mâna și fă un tratament cu acid oxalic, indiferent de natura lui, după care ia-o un deget de miere și bagă în gură. Și o să vezi ce simți aici. Fă tu testul singur și îți garantez că ceea ce ai scris acum nu o să mai scrii. La Oxystript asta scrie. Păi Luceafărul Costi stă cu Oxystript toată vara și care mierea curată top îmi dă cu virgulă. Da. Ce pot să spun? Dacă schimbă gustul mierii, nu e făcut corespunzător. Da, domnul Pop, așa se spune, nu? Da, așa se spune. Și dacă nu te speli pe mână după ce umbli, normal că schimbă gustul. De vină sunt tot mâinile. Da, e bună chestia asta ce scris-o acolo. Nu m-am gândit niciodată să o întorc ca la Brăila așa. Dar e interesant. Dați-mi voie să mai beau o gură de apă. E chiar interesant, să știi. Dar ca să poți să lucri cu acidul ăsta oxalic și să fie cât de cât, pentru că vedeți că mulți colegi se plâng, eu vă recomand, nu știu pe unde-i, vă recomand o chestie. Vă recomand acid oxalic 5%, cel lichid. Da? Să-l folosiți pe aceste benzi. Să nu ziceți ăsta că vă dau, da, că nu vă dau. Îl folosiți pe aceste benzi acid oxalic de 5% și o să-mi spuneți cum e. Beau un pahar de lapte cu miere. Eu nu beau lapte, din păcate. Din păcate am găsit două familii de albine moarte, una foarte bună și una mai slăbuță. Albine jos, căzută pe fundul lăzic, care ar fi problema? Marius, mai poate să fie mai multe, poate să fie și păduchile de pe trahee. E, apropo, sunt foarte multe dezbateri privitor la acest păduche. Dar vă spune bărbos un lucru. Pe continentul sud-american, acest păduche nu există. Cum explicați chestia asta? Da. Și acum să vă mai spun o chestie. Cei care ați fost la întrunirea de la Galați, membrii, a venit colegul al meu de la Institutul de Cercetare, care a lucrat în Franța, a fost detașat în Franța ca să refacă două, ați văzut ceea ce povestea, ca să refacă două priseci și a dat lăzile și a spus du-te și ia albinele. Da, și albinele erau în pomi. Și dacă vă aduceți aminte, colegii cei care au fost la Galați, el explica că albinele pe care le lua din fel și fel de pomi, toate erau pline de varoa. Dar erau și albine într-un anumit soi de pomi care nu aveau păduchi deloc pe ele. Vă aduceți aminte, colegi?
Și acum se punea întrebarea, și el și-o pus-o, de ce albinele din pomul respectiv nu are, nu are și din toți ceilalți pomi au? De ce? Pentru că vă spun un lucru. Uleiurile esențiale niciodată nu vor da voie ca păduchile de pe trahee să se dezvolte sau să-l ai. Și acum arunc mingea la fileu. Câți dintre voi tratați cu uleiuri esențiale? Sau folosiți benzi cu conținut de uleiuri esențiale? Pe lângă celelalte, ce mai folosiți voi? Și atunci te miri că dai de colonii late în fundul azi. Sami din Franța, când punea video, arăta că stătea cu oxistribul tot sezonul. Da, Cristi Vodă, dar Sami vinde acei stupi, nu produce miere cu ei. Așa mai vii de acasă, acid oxalic picurat. Cristi Vodă, Sami nu produce miere, îi fac roiul pentru vânzare. Florin Cătălin în eucalipt, eucalipt sigur, Grecia. Da, uleiurile esențiale nu schimbă gustul la miere. Păi Dan Octavian, cine te pune să-l dai pe miere? Ha? Cine? Păi acum vorbim că pe miere e interzis și tu acum spui că schimbă gustul. Păi nu te pune nimeni să dai pe miere. Și spun un lucru. Îți schimbă mirosul la ceară. Și dacă ești deștept, ele fiind și fungice și antibacteriene, ascultă pe bărbosul. Nu vei mai avea varoa cât trăiești tu în acele colonii. Știai chestia asta? Știai? Și îți mai spun un lucru. Dacă mierea ți este căpăcită, poți să dai tu câte uleiuri esențiale vrei, că nu schimbă niciun gust. Da. Ai descăpăcit și mierea rămâne aceeași. Da. Dar și formicul e bun pentru păduchile din gârd. Virgil Ciobanu. Deocamdată formicul nu se știe prea multe. Chiar dacă unii îl ridică în slăvi, eu nu. Eu sunt unul dintre cei care mă oferesc de acest medicament. Da. Acum faceți ce vreți. Nu sunt teste foarte să spun, care să scoată în evidență 100% chestia asta. Dar eu ce vă spun, cu siguranță, și dacă nu mă credeți, studiați continente întregi care nu au probleme cu chestia aia. Și continente care au probleme. Nu am folosit, că nu știu ce uleiuri, poate ne zici tu, dacă dorești și mulțumim. Bandă de sacă îmbibată cu ceară în amestec de uleiuri. Nu știu ce bandă e asta. Dan știe că așa falsifică mierea de mană, de mentă, pardon. Dan știe că așa falsifică. Cine-i Dan ăsta, mă? Nu știu. Eu îl folosesc. Dacă folosești prea mult esențial, colonia comunică mai greu. Păi și eu de ce v-am spus să folosiți ceară? N-ați înțeles nimic. De ce? Vedeți? V-am dat asul. Fiți deștepți, folosiți mediul albinei. Păi te-am luminat. Folosește ceara de albine ca și punte, ca să nu ai problema asta. Da.
Și atunci vei vedea că comunică foarte bine. Salutare, zi dacă se poate un studiu serios care să susțină ce spui tu despre oxalic. Dar ce aros? Salut, Popa Gabriel. Referitor la tratamentul cu clartan în sirop pe care amestesc familiilor de producție, dau furbalat în sirop cu magazinele pe stup. Ion Avram, eu ți-am dat exemplu. Da, eu ți-am dat exemplu. Crezi că n-ai și amitraz? Crezi că nu ai și fluvalinat? Dacă ești la convențional și folosești chestiile astea, eu am dat un exemplu de un medicament pe care poți să-l bagi în sirop, nu să-l pui pe benzi sau pe cârpe. Iar acel sirop, scuză-mă, dacă ești destul de deștept, îl poți da acum primăvara sau îl poți da toamna după ce e în magazile. E chiar așa de greu să înveți apicultura. Apicultura vest-est. Uite, încă unul. Ce e ăsta, mă? De ce vorbești așa în șoapte? Doarme cineva în camera ta? Nu, dragii mei. Pentru că vorbesc foarte mult și mi se duce vocea de la un moment dat. Eu nu vorbesc doar cu voi în decursul unei zile. Da, defect profesional. Și atunci corzile vocale au de suferit când vorbești mult. Păi spuneai că dai și la rapte și la sărcăm. Unde am spus eu, mă, Ioan Avra? Eu nici măcar nu folosesc acele substanțe. Unde am spus eu că dau? Arată-mi unde am spus că eu dau așa ceva. Arată-mi. Prea multe vorbe, fără nimic concret. Dragii mei, ce vreți? Uite, a venit domnul Ion, care dacă dorește, vă dă el uleiuri esențiale. El folosește de 5 ani, scrie acolo. Da, vă poate lumina. El vă poate lumina în privința asta. Cine este deștept poate să ia informații despre acest live. Top. Dar aici trebuie să vă puneți minte la contribuție. Nu o să vin eu cu rețete și o să vi le pun în brațe. Să ne așteptați chestia asta. Că nu o să o fac. Ca ce? Am făcut greșeala asta să dau acea chestie cu ulei esențial, cu doamne, cu acidul acetic, da? Și cu acidul citric pentru puiet văros. Și ați râs de mine. Ce vreți? Să vin să vă învăț să vă faceți medicamente? Ca pe o parte să vă învăț să vă tratați tupii și pe altă parte să râdeți de mine. Apicultura vest-est. O să trimit YouTube-ului cum că îmi clonez canalul. Stai cu minte, că o să fii blocat. Deja te-am raportat. O să vedem cum o scos pe mânecă, deși nu te prea interesează. Păi, eu nu asta spun. I-am dat report, înțelegi? Și o să vedem ce se întâmplă cu el. Da. Eu nu înțeleg cine nu înțelege ce ne spui, de ce stau să te asculte și toți ei sunt nemulțumiți că ei nu înțeleg.
Cristiana. Au vrut să audă despre tratamente. Le-am spus despre tratamente. La uleiul mai important este hrănitor pentru a nu crea furtișaguri sau ioanularul pungi, introdus în pungi. Și nu crezi furtișag. În hrănitor poți să mai crezi furtișag, ți-o spune bărbosul. Poți să încerci. În pungi nu, pentru că nu mai iasă mirosul. Asta e realitatea. Introducerea lor în pungi. Și aici vă puteți juca cu ele. Sunt bio, da? Sunt firme care produc bio. Le poți introduce unde vrei tu și în ce vrei tu. Nu domnul Ioan Olaru. Le poți face cum vrei tu, le manipulezi cât vrei tu. Sincer vă spun. Dragii mei, 152 de like-uri. Vă mulțumesc mult. Niciun caz pungă să nu folosiți. Eu doar pungă folosesc. Și e top. Acum, câte bordeiuri, atâtea obiceiuri, cum era treaba aia. Și acum, să vă arăt o chestie. Vedeți acest pachet? Aceste benzi. Hai să vă dau totuși ceva, ca să mă urâți mai mult. Nu le pui așa pe stup. Este cea mai mare greșeală să le pui așa pe stup. Țineți bine minte. Băi, să o fac sau să nu o fac? Să vă dau informația sau să nu dau? Ia ziceți, membri. Păi, dacă ți s-au spart, Ioan, altă problemă. Deci așa, sub forma asta, nu se dă medicamentul ăsta. Ăsta trebuie introdus în ceva înainte de a-l da și după aia. Asta spuneam și eu, Gabrielu, ta. Uite, focul distruge varoa. E top. Ioan Olaru, mult mai riscant. Dan Octavian, introdus în ceară, introdus în miere, în ceară. Nu. Nici în una, nici în alta. Nu. În ce l-ați introduce? V-am spus în ce. Deci eu v-am spus în ce. Astea, benzile, să le introduci în ceva anume, v-am spus și gradații, v-am spus de toate. Le introduci și după ce le introduci, mai atașezi tu câțiva picuri de niște uleiuri fungice și de parazitare și gata. Și ai făcut dintr-o mărțogă, ai făcut dintr-o mărțogă un medicament top. Da.
Eu personal, dacă le-aș avea, așa aș face. Și atunci îți spun un lucru. Acoperi mult mai multe spectre și mult mai multe chestii top. Dacă ai face chestia asta și nu te-ai axa pe o singură substanță sau pe o singură chestie. Și acum eu îți dau, ca să nu zici că nu-s bărbos, mă, îți dau, uite aici, fii atent. Dacă tu ai aici cimbrișor, pelin, mentă și coriandru, da, ți-aș mai recomanda să pui doi picul de tritin. Da. Doi picuri de tritin și doi picuri de eucalipt. Atât. Și faceți proba asta cu o bandă de genul acesta înmuiată în acid oxalic de 5% plus doi picuri de tritin și doi picuri de eucalipt și după aia să veniți la bărbosul să-i spuneți că nu vă pică păduchii. Da. De-astea vorbim noi pe grupul de WhatsApp cu membrii. Ionel, Ionel, tratamentele celelalte cu ceară sunt diferite. Pentru că la tratamentele când folosești ceara, folosești uleiuri esențiale care lovesc două spectre diferite. Folosești acid oxalic în două tipuri diferite care folosesc, care se dizolvă, care se întind în circumstanțe și în timp diferit. Da, este diferit. Tratamentul cu ceară este mult mai complex. Da, ăla-ți trebuie ca să știi ce ai de făcut. Îți trebuie temperaturi, îți trebuie omogenizare, îți trebuie multe alte chestii la tratamentele cu ceara. Da. Dar nu sunt imposibile. Da. Și acum, eu v-am dat pe bio. Dar ia gândiți-vă pe convențional. Ai chestia asta. Pune mâna și cumpără soluție de amitras. Cumpără soluție de tauflovalinat. Cumpără soluție de flumetril. Și pune pe ele, tata. Tu cu pipeta. Da. Te pui și pui cu pipeta pe aceste benzi. Și o să vezi cum iasă și ce iasă. Ei, tata, dar tu controlezi substanța activă. Nu ți-o mai controlează altul. Da. Hai să văd. Îmi dați 200 de like-uri și în seara asta. Sau nu îmi dați? Am 171. Din 270 de oameni. Merit sau nu merit 200 de like-uri? Și atunci voi vedea ce vă voi mai spune. Dar ceva mă voi mai spune. Salut, Manu. Cam asta e treaba. Se poate face și acum în Marte tratamentul ăsta. Eu așa spun. Lucea și atunci nu mai bine punem 2 și 2 picuri de uleiuri respective și acid oxalic de 5 pe benzi curate fără să folosim benzile cumpărate. Păi Valeriu, ce vrei? Eu am dat un exemplu cum l-aș folosi dacă l-am cumpărat. Acum, dacă pe tine te ajută, cum spun eu, capitala, clar că nu vei cumpăra ceva cu 25 de lei. Ca să ce? Pe bune. Câte benzi se pună stop? Petrișor Stană,
câte consideri că ai nevoie. Ascultă pe Barbos. Nu ai limită. Pentru că este contact și contact rapid. După care lași o perioadă și te duci cu pipeta și schimbi substanțele. Foarte simplu. Acid oxalic își face treaba permanent. Este continuu. Iar tu schimbi uleiurile. Și atunci n-ai nicio treabă. Sau schimbi din amitraz cu fluvalinat, cu fluvalidez și așa mai departe. Da. Da. Și le schimbi tu. Dar ține bine minte un lucru. La uleiurile esențiale să folosești acid oxalic. Bagă bine la cap ideea asta. Țineți minte treaba asta. La uleiuri esențiale folosești acid oxalic. Asta nu v-a mai spus-o nimeni. Da. Și ești top. Ionuț, ceea ce spui tu cu ceea ce am eu, e apă de ploaie. Să ții minte treaba asta. Și ca să vreți, dacă vreți ca chiar să vă arăt arsenalul meu, îl pot arăta. Acid oxalic cu apă nu se evaporă prea repede. Păi, Robert, sunt niște secrete acolo. Dacă se fac tratamentele acum primăvara, nu rămâne nimic în ceară. George Honei, ce să rămână? Când tot ceea ce dai este ecologic, ce să rămână? Acid oxalic și uleiuri esențiale, care îți repet, sunt de parazitare și antifungice. Bagă bine la cap ce spun. Nu mai stă nici mama puietului văros și nu mai stă nimeni în stupul ăla decât cine trebuie să rămână, Albina. Și acum, țineți bine minte un lucru. Celulele în care va pătrunde acid oxalic. Ascultați pe Barbos. Asta e informație de aici scoasă. În celulele unde a pătruns vaporii de acid, de ulei esențial, varoa nu mai depune ou. Asta n-ați mai știut. Matca depune ou, dar varoa nu mai depune. Știați treaba asta? Nu știați că n-aveți de unde. Da. Și dacă așa vor fi toate ramele, varoa nu mai are unde să depună. Din cauza aceasta, mă întorc la live-ul de luni. Sau la cel de duminică cu rama clăditoare. Din cauza aceasta, cei mai deștepți lasă doar rama clăditoare, o pun ultima dată, ca toată varoa să se ducă în ea. Că celelalte rame, varoa nu mai depune. Și atunci poți să spui că rama clăditoare o folosești pentru a scoate
Varroa. Dar până atunci nu te poți lăuda. Pentru că dacă n-ai știut principiul ăsta alalt, ălalalt nu e valabil, pentru că tu ai și în rame Varroa. Dar dacă vrei să n-ai în rame, dacă vrei să n-ai în rame, pune uleiuri esențiale și o vei arunca toată în clăditoare. Și atunci, dragul meu, lasă să-ți umple de trântori și radele afară. Și atunci ești eficient. Ați văzut cum se leagă și cum le leg, dar asta am făcut-o pentru că m-ați apreciat. Da. Ați înțeles? Vă mulțumesc pentru cele 213 voturi. Adică acestea. Vă mulțumesc pentru că mi-ați donat și în seara asta o grămadă de bani. Încât sunt top. Pentru că, Tibi, la acel gol Varroa trebuie să-i mai pui ceva. Da. Iar la acel oxistrip trebuie să-i mai pui ceva. N-am ce să fac. Asta e realitatea. Dragii mei, în săptămâna asta v-am ținut 3 live-uri. În care v-am spus informații de o valoare inestimabilă. Da. V-am făcut anumite corelări să vă dați seama cum merge informația și până unde poți să ajungi cu ea și cum se leagă lucrurile dacă vrei să le legi. Tibi, îți mulțumesc mult. Tu mi-ai dat și aseară. Da. Asta înseamnă apicultură practicată, nu filozofii. Da. Când faci chestia asta și când te interesează albina, ești obligat să ajungi la cunoștințele astea. Și mie mi-ar fi plăcut. Da. Și mie mi-ar fi plăcut, credeți-mă, să pot să cumpăr un medicament top și să nu mai fiu nevoit să le fac. Dar, din păcate, nu-l găsesc. Dacă voi l-ați găsiți. Este acel medicament care costă 100 de lei. Ați auzit de el? Am avut colegi care la început l-au lăudat foarte mult. Iar acum am colegi care se plâng foarte mult de el. Nu știu cum îl cheamă. Niște benzi, am înțeles, care se pun tot așa în stup și prin Franța, prin Germania făceau vârtejul mari. În România cică a făcut un an sau doi și acum le-a luat vântul cu totul. Vedeți? Și atunci ce să faci? Să-ți moară coloniile? N-ai cum. N-ai cum. Wow! 222. O să încerc cu câte două picături în acid oxalic la 5 stupi. O să văd gramajul la acid oxalic. Dragii mei, probați. Puneți-vă foi de control. Puneți-vă ce vreți voi. Și o să vedeți. Dar trebuie să studiați și uleiurile esențiale. Să știți de care să puneți. Eu am o listă întreagă, o listă mare de uleiuri pe care le folosesc și le încrucișez între ele. Adică dacă am făcut tratamentul din 4, următorul tratament este din alte 4, iar următorul tratament
sunt din două din prima și din două din al doilea tratament. Și acum poate la unii o să le dea cu minus. Da. Dar nu e problema mea. Iar de acolo nu lipsește acidul oxalic. Și acest acid oxalic, v-am spus că îl dau sub două forme. Și praf și lichid. Și acum întrebarea de 10 puncte. Cum pot să fac ca cel lichid și cel praf să poată stea pe aceeași bandă? Cine e deștept poate să ia informația asta. În același tratament să folosesc ambele. Plus uleiuri esențiale în două straturi diferite. Cum, dragii mei? Deci să folosesc așa ceva nu a mai făcut nimeni. Multă sănătate, Lucian, dacă te cunoștea mai de mult. Ioan. Da. Astea sunt informațiile pentru membri. De ce crezi că membrii stau de 6 luni și nu pleacă? De ce credeți? Da. 229 de like-uri. Top. Da, nu mai scris nimic. Da, a scris Adrian Bulat. Acidul oxalic prin picurare, toamna poate provoca ponta și ieșirea albinei la apă, pe timp rece. Adrian Bulat, să ții minte un lucru. Alea sunt pescărești, ce scris acolo. Și s-o știi de la bărbos. Acidul oxalic inhibă ponta. Da, dacă n-ai știut-o, ți-o spun eu să nu mai faci greșeala asta. Deci, mecher stăm, Florin Chirila, Dumnezeu să te binecuvinteze. La noapte nu mai dorm. Cu glicerină, spune Ionuț. Studiați, vă rog frumos, ce este glicerina și vedeți dacă ați mai dori să o introduceți în coloniile voastre. Vă rog mult, studiați ce este glicerina, din ce este făcută. Vă rog mult. Da. Și eu n-aș vedea de ce un apicultor a folosit glicerină în coloniile lui. Costel, te salut și pe tine. Bine ai revenit pe canal. Hai, mai am nevoie de un like să fac 330. Glicerină vegetală. Mulțumesc. Oho, 34. Băi, dar voi chiar mă uimiți.
243 cu 234. Interesant număr. În straturi de ceară, spune cineva, o topești. N-ai cum să o faci așa cum zici tu. Cu burta pe frate, cu burta pe carte, fraților, spune Oana. Dacă ați fi deștepți, ați înțelege ce v-am spus și ați ști și metodologia de facere. Ascultați pe bărboți. Foarte simplu. Vreți să vă mai dau un punct? Că au mai plecat din ei. Aia care trebuiau să plece au început să dispară. Câți dintre voi ați auzit de uleiul de măsline? Câți dintre voi l-ați studiat? Ha? Câți? Și este ăla presat la rece. Bio. E scump. Un litru este vreo 80-90 de lei, 120 de lei. Depinde cum îl prinzi. Ați auzit de el? V-am pus pe gânduri. Da. E cel mai falsificat. Mă duc să mă aduc un pahar de apă dacă... Ia să văd ce-am mai scris. Nu știu ce-a scris acolo. Uleiul de măsline. Seara, Ionela. Mai bea o gură de apă până mai scrieți. Vreau să vă spun că și aceste informații pentru membrii sunt în premieră. Lor, cât de curând o să le dau informația completă, cap-coadă, cu filmare în direct, cum prepar medicamentele. Da. Eu nu am plecat, aștept, poate, scapi cât acid oxalic trebuie pus la două picături. Albina lucrătoare, vrei să ți-o spună? Vrei? Uite, bași și tu acolo un dolar și-ți spun. Hai, bagă acolo un dolar și-ți spun cât. Hai să te văd.
văzut. Nu, nu-mi trebuie de la tine, Tibi, îmi trebuie de la el. Dacă el nu dă, puteți să dați toți, că tă nu vă zic. Ați înțeles? Deci ați înțeles ce vă spun? Dacă Albina lucrătoare trimite un dolar acolo sus, atunci eu o să-i spun. Da, a venit un românaș care se dă în limbi străine cu noi pe aici. Așa că Albina lucrătoare, acum negociați cu el, nu cu mine. Nu-i vorba de a mă vinde. Ați înțeles ideea? Nu-i vorba de a mă vinde. Vedeți? Îi arătam practic, dragilor. Practic. Mă duceam și aduceam și arătam practic cât. Vedeți? Deci făceam ceva în direct, vă spun sincer. Nu pot băga din cauza cârdului. Dacă puteam, era membru din octombrie. Da. Hai că vă arăt. Dar cine pricepe, pricepe. Cine nu pricepe, nu pricepe. Uite, Adrian, ți-am zis că nu-mi trebuie banii tăi. Era vorba de colegul meu, Albina lucrătoare. Eu îți mulțumesc, dar nu era vorba de tine, sincer. Dar dacă mi-ai dat, eu îți mulțumesc. Oricum luasem paharul să vă arăt. Vedeți ce am în mână? Și vedeți ce am în mână. Da. Imaginați-vă că în acest pahar am acid oxalic. Da? Este apă, dar imaginați-vă că am acid oxalic. V-ați înțeles? Aceasta este o bandă. Da. Aceasta este o bandă. Vedeți? Iei banda și o introduci în acid oxalic. Pur și simplu. Uitați-vă cât. Atât. O lași. Uitați-vă ce efect va avea. Uitați-vă pe pahar. Vedeți efectul? Același efect îl are și acid oxalic. Uitați-vă, la un moment dat se va opri.
o scoți afară frumos. Uite, o scoți așa afară. O pui pe lemn, nu pe tablă. Pe lemn. O întinzi așa frumos. Iei pipeta și pui pe ea picurii de ulei esențial. După care introdu-o în stupă. Asta este cea mai simplă rețetă. Și ori de câte ori ai nevoie să faci chestia asta, te duci și iei banda, o introduci din nou în pahar, pui alte uleiuri pe ea și iar o pui la locul ei. Și uite așa te joci cu banda. Ați înțeles cum e cu banda? E foarte simplu. E greu? Nu e greu. Și aveți medicamentul. Ei, vrei să-l faci mai performant? Da, se poate și mai performant. Da, să folosești de 2 ori acidoxalic și 4 sau 5 uleiuri, chiar 6 uleiuri esențiale. Se poate. Sau să folosești această bandă, ai băgat-o în pahar, da, ai băgat-o în acidoxalic, iei amitraz, iei fluvalinat, ce vrei tu, pui între 2 și 5 picuri pe ea, 2 picuri de ulei esențial și o introduci în stupă. Da. Și prima dată dai flumetril, a doua oară poți să dai amitraz și tu continui mai departe cu ce vrei. Și e top. Tâmplărie Craiova. Hai să-ți arăt diferența între benzi și această hârtie. Uite. Uite. Asta o storci. Cealaltă nu mai storci. Ai înțeles care e treaba cu lemnul? Lemnul este doar pentru atunci. Asta este pentru mai mult. Cine e deștept a înțeles? Da. Asta e realitatea. Da. Nu tâmplărie Craiova. Iar cele mai top, da? V-am arătat niște benzi care nu sunt top, da? Cele mai top benzi, uitați-vă la mine, sunt acestea, albe. Singurii care le aduc în România sunt Apis Blush. Țineți bine minte chestia asta. Doar la ele găsiți. Da. Nimeni nu le aduc. Sunt cele mai top. Cele mai top benzi și sunt și cele mai ieftine. Da. Bună. Lucian, ai vrut să spun. Asta o facem. Asta o facem aici. Dar banda roade. Atunci se zice că își face efectul în care o propolizează trebuie schimbată. Lucian, mă numesc Cristian. Tocmai de aia ți-am mai spus o chestie. Nu Petru, pentru că se evaporă prea repede. De aia nu merge pe bandă textilă. Da. Tocmai asta ți-am spus. Da,
Sunt conștient, dar atunci trebuie să folosești mai multe chestii. Păi asta e groasă. Tâmplărie Craiova, asta încerc să-ți explic. Uite, astea sunt groase. Uitați-vă. Deci astea sunt ce trebuie. Tocmai de aia vă spun, le găsiți la Apis Blush. Sunt cele mai top. Uitați-vă la mine. Astea de aici. Astea sunt cele mai bune. Celelalte sunt mai subțiri. Celelalte nu sunt. Sunt și mai scumpe. Da. Alina, Liana, îți mulțumesc pentru cei 10 lei. Nu. E, coxale cu praf e mai complexă situația. Acolo e mai complex. E mult mai complex. Să țineți bine minte. Cu uleiul, uleiul esențial cu acid oxalic praf, e mult mai complexă situația. Altă metodologie, altă formă de aplicare, alte chestii. Dar, îți iasă niște medicamente top. Și acelea, doar când le roada albina se termină și le poți lăsa, pentru că este praf acolo, care se ridică doar când trebuie. Ați înțeles? Dintr-o dată, 260 și de vizualizări, așa dintr-o dată, când ai început cu banda. Domnul Tibi. Ce vreți să zic? Spuneți. Vorbind cu domnul Iulian Bogocea, mi-a spus despre tine acum ceva timp și de atunci am început să mă uit la tine și lucrurile pe care le spui nu le auzi nicăieri. Felicitări pentru ceea ce faci, Iosif. Îți mulțumesc, Costel Tanasie. Te salut și pe tine. Iosif, eu încerc să fac ceea ce știu și când am făcut acest canal, tocmai pentru asta l-am făcut. Și am spus-o de la început. De la început am spus-o că am să dau informație. Vă spun sincer, am spus-o și vă repet, dacă ați ști câte informații top aveți ca membri, întrebați-i pe cei noi care au puține zile, nu pe cei de 6 luni. Întrebați-i pe ei. Și este foarte la îndemâna voastră, credeți-mă. Da, asta fiecare decide. Nu numai că mai scap de varoa tâmplărie. Iei din fașă și puietul văros. Ține minte detaliul ăsta. Pentru că sunt antibacteriene, uleiurile esențiale. Și nu mai stă nici mama sub ciuperci pe ramele tale. Ține minte treaba asta. Dacă cineva v-ați fi spus chestia asta. Și acum, vă mai spun un lucru. Singura
singura modalitate prin care scap de mucegaiul din lăsi este tot cu uleiuri esențiale. Să țineți bine minte treaba asta. Da. O spun tot eu. Dă-te și fă o lămâie cu uleiuri esențiale și pulverizează slada frumos așa. După ce ai frumbat-o, după care ai introdus albina în ea. Și ai să vezi ce de parazitare ai făcut. Și dacă vrei să spun și uleiul esențial despre care îți vorbesc, ți-l spun. Uleiul esențial de oregano cu lămâie într-un litru de apă, introduci 5 picuri de ulei esențial de oregano și o lămâie. Și fă chestia asta. Și de parazitează-ți lăsile așa. Da. După ce le-ai flambat, dacă este cu benzină, arunci, dai foc. Tot ce înseamnă micro, distrugi, după care ți-am spus, ulei esențial de oregano cu o lămâie. Da, lămâia folosești pe post de ameliorator, dacă înțelegi ideea. Pentru că uleiul de oregano este un ulei esențial care arde, dacă n-a știut. El este, radiază tot. Da. Și dacă nu mă credeți, luați-l și dați-l pe piele. Și o să vedeți cum va arde pielea. Aia este structura lui. Bun. Mai vreți vreo temă? Să vă mai țin vreun live? Sau lăsăm așa? Să puteți rumega săptămâna asta. Să aveți ce rumega. Că săptămâna viitoare e săptămâna membrilor. Și clar că iară voi dispărea de pe canalul mare. Deja știți. O săptămână e a voastră, o săptămână e a lor. Bine că săptămâna asta e și a lor, da, dar săptămâna viitoare e numai a lor. Prof. Mob, dacă vrei să dai pe rame, îți trebuie alt ulei. Da, pentru că săptămâna viitoare, Aurel, o să fac live-uri direct din Stupina Mare pentru membri. Ca să vedeți cum stăm și ce trebuie făcut în această perioadă. Da. Săptămâna viitoare vor fi live-uri direct din Stupina. Vor fi live-uri la jumătatea zilei pentru voi. După care seara o să dezbatem tot în live. O să dezbatem ceea ce s-a făcut, modul și procedura. Da, asta va fi tot anul. Tot anul 2024. V-am spus că așa vom lucra. Bun. Dacă mai are cineva ceva de întrebat, răspund, dacă nu. Ce să vă zic? Ne ducem la nani.
că trec 2 ore fără să-mi dau seama. Hai 2 like-uri, să fie 250. Ce 2 like-uri pentru voi? Hai să văd. 2 like-uri și 250. Pe bune. Nu. Acum întrebă 3. Oh, gata. S-a făcut plinul. Măi, și eu vă doresc noapte bună. Puneți mâna și... De ce ai zis că glicerina nu e bună cu acid oxalic? Pop, pop. Of, 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 of. Vă doresc noapte bună și vorba mea. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Toate cele bune!